Am discutat în continuare și despre partenerii noștri, Georgia și Ucraina. Anul acesta, în premieră pentru dialogul în formatul trilateral, la inițiativa României, i-am invitat pe omologii noștri de la Tbilisi și de la Kiev și ne vom întâlni cu ei în orele care urmează. Sunt convins că vom avea un dialog substanțial. Iată așadar, România găzduiește în aceste zile 4 miniștri de externe la București, parteneri importanți ai României. Discuția în formatul 3+2 care urmează va fi un moment propice să reafirmăm sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a celor două state în cadrul granițelor lor recunoscute internațional. De asemenea, voi evidenția angajamentul ferm al României pentru a continua asistența pentru Georgia și Ucraina, pentru consolidarea capacităților de apărare a acestor state, pentru creșterea rezilienței în fața provocărilor și amenințărilor cu care se confruntă. De asemenea, voi reitera susținerea pentru aspirațiile europene și euroatlantice ale Georgiei și Ucrainei, în același timp cu încurajarea celor doi parteneri să continue procesul de reforme în acest sens.